la biologie. Apropo, eu sunt Stefan, am niște lecții despre celula animală, care va fi prima, care o să o citim astăzi, și o să vedem pe parcurs ce lecții o să mai avem. Ok, haideți să începem. Pentru a cunoaște din ce s-a cheltuit corpul animalelor, realizați preparate cu celule vegetale și celule animale. Celula animală. Observați și comparați alcătuirea celulelor vegetale cu a celor animale. Stabiliți asemănările și deosebirile dintre ele. Realizați un preparat din foița de ceapă, după tehnicile cunoscute. Identificați la microscop părțile componente ale celulei vegetale. O celulă din foița de ceapă este alcătuită din membrană, citoplasmă, nucleu și vacuole. O celulă din foița... luați dintr-o apă stătătoare frunze și rămurele din descompunere. Radiți cu un bistureu partea gelatinoasă de pe suprafața acestora. Așezați-o pe o lamă, acoperiți-o cu o lamelă. Descrieți și observați la microscop. La microscop se observă multe mase gelatinoase incolore, care schimbă forma. Fiecare dintre acestea este, de fapt, un animal, numit amibă. Corpul amibei este format din membrană, citoplasmă și nucleu. Membrana celulei fiind foarte subțire, permite citoplasmei să emită niște prelungiri, numite pseudopode, piciorușe false, cu ajutorul cărora animalul se deplasează. Animalele care au corpul alcătuit dintr-o singură celulă se numesc unicelulare. Amiba este un animal unicelular. După cum ați observat, corpul animalelor, ca și al plantelor, este alcătuit din celule. Celulele animale, ca și celulele vegetale, au aceleași părți principale, membrana, citoplasmă și nucleu. Această asemănare dovedește că celulele plantelor și cele ale animalelor au același plan general de structură. Între celulele vegetale și cele animale există și deosebiri. După cum ați învățat, celulele vegetale prezintă vacuole cu suc vacuolar, iar celulele din organele verzi ale plantelor au numeroase grăuncioare, care conțin o substanță verde, clorofilă. Celulele animale sunt de dimensiuni mai mici și mai variate ca formă. Ele nu au vacuole și nici grăuncioare cu clorofilă. La animalele unicelulare, celula îndeplinește funcțiile care caracterizează viața, mișcarea, hrănirea, respirația, etc. Ați văzut că amiba se deplasează cu ajutorul pseudopodelor. Pentru a vă convinge că celula îndeplinește și rolul de hrănire, realizați următoarea experiență. Puneți pe o lamă pe care se găsesc amibe praf de tuș uscat. Acoperiți lama cu o lamelă, observați preparatul la microscop. Veți vedea cum animalele emit pseudopode, cu ajutorul cărora înglobează praful de tuș și cum acesta se adună într-o vacuolă, în același mod pătrunde în corpul amibei și hrana ei, formată din bacterii, alge, diferite resturi organice. Recunoașteți animalele? În general, animalele, ca și plantele, au corpul alcătuit din numeroase celule. Ele se numesc animale pluricelulare. Să reținem. Celula este unitatea de structură și funcție a animalelor. După alcătuirea lor, animalele pot fi unicelulare sau pluricelulare. Asemănarea celulelor vegetale cu celulele animale reprezintă o dovadă a unității lumii vii, a plantelor și a animalelor. Să vă dau exemplu de animale. Așa sunt, de exemplu, actinia, mercul, fluturile, peștele, pasărea și iepurele. Acestea sunt animale pluricelulare. Celulele se specializează, ele au forme și structuri diferite, care corespund funcției. Deci să vă mai explic o dată. Pluricelular înseamnă cu mai multe celule. Iar unicelular înseamnă cu o singură celulă. Ok. Haideți să trecem la următoarea lecție. Capitolul 2. Țesuturile animale. Să ne amintim. Din ce sunt alcătuite plantele și animalele? Plantele și animalele sunt alcătuite din celule. Care sunt părțile componente ale unei celule animale? Părțile componente ale unei celule animale sunt pseudopodele, piciorușele false, nucleul,
și acesta. Să observăm. Ce preparate realizate din diferite părți ale corpului iepurilor există în laboratorul școlii? Studiați preparatele la microscop și comparați observațiile voastre cu imaginele de mai jos. Într-o secțiune prin piele se văd destule celule de diferite forme care sunt dispuse în mai multe straturi. Acesta este un țesut epitelial. Acesta este țesutul epitelial. Există și țesuturi epiteliale formate dintr-un singur strat de celule. Așa, de exemplu, stomacul și intestinul sunt căptușite cu un asemenea țesut. Într-o secțiune, printr-un os, se văd celule osoase, cu multe prelungiri, care se unesc unele cu altele. El străbat o substanță numită substanță fundamentală. Acesta este un țesut osos. El face parte din țesutul conjunctiv. Sângele pe care l-ați observat la microscop este tot un țesut conjunctiv. Acestea sunt celulele osoase cu prelungiri, care conțin substanța fundamentală. Într-o secțiune realizată printr-o mușchi care se prinde de oase, mușchi scheletic, se observă celule alungite, fibre, care au mai mulți nuclei și cu un aspect vărgat, striat, datorită alternării unor discuri clare cu altele întunecate. Acesta este un țesut muscular striat. După cum observați, acesta este fibra musculară, aceștia negri sunt nucleii și acești doi formează țesutul muscular striat. Într-o secțiune realizată prin pereții stomacului se văd celule scurte, fusiforme, în formă de fus, cu un singur nucleu, așezat la mijlocul fibrei. La aceste fibre nu se disting striații unii. Fibrele sunt netede. Aceste fibre formează... Acesta este țesutul muscular neted, după cum observați. Este format din fibră musculară și nucleu. La aceste fibre nu se disting striațiuni. Fibrele sunt netede. Aceste fibre formează un țesut muscular neted. Într-o secțiune prin creier sau prin măduva spinării se ved alte celule. Pe lângă membrană, citoplasmă și nucleu. Acestea au prelungiri, care le dau o formă stelată. Acesta este un țesut nervos. Uitați țesutul nervos. La animalele pluricelulare, celulele au forme, structuri și funcții diferite. Așa sunt celulele epiteliale, osoase, musculare și nervoase. Ele se grupează și formează țesuturi. Țesuturile sunt grupări de celule asemănătoare ca formă și structură și care îndeplinesc aceeași funcție. Să reținem! La animalele pluricelulare, celulele asemănătoare ca formă și structură și care îndeplinesc aceeași funcție se grupează în țesuturi. Principalele țesuturi animale sunt epitelial, conjunctiv, muscular și nervos. Capitolul 3. Iepurele. Un organism animal. Ce separă cavitatea toracică de cavitatea abdominală? Ce se găsește în toracele iepurelui, dar în abdomen? Când ați disecat iepurile, ați observat că un mușchi separă cavitatea toracică de cavitatea abdominală. În cavitatea toracică se găsesc inima și plămânii. Cavitatea toracică este locul în care sunt plămânii. Acesta este. În cavitatea toracică sunt inima, plămânii și... Se mai află și... Atât este în cavitatea toracică. Ok. În cavitatea abdominală, adică în abdomen, se află stomacul, intestinul subțire și intestinul gros. Și o să vă arăt o imagine. Aici sunt plămân, inimă, ficat, stomac, rinichi, pancreas, intestin subțire, intestin gros, cecum și vezică urinară. La iepure. În cavitatea abdominală se află stomacul, intestinul subțire și intestinul gros, pancreasul, ficatul și rinichii. Aceste părți ale corpului se numesc organe. Ele sunt formate din diferite țesuturi.
Ați văzut când ați studiat la microscop secțiuni realizate prin diferite organe. Organele îndeplinesc diferite funcții în viața animalului. Așa, de exemplu, inima împinge sângele în vase, plămânii au rol în respirație, în rinichi se formează urina. Între organele unui animal, deci și ale iepurilor, există o strânsă corelație, ele alcătuind un întreg organizat numit sistem de organe. Sistemele de organe din corpul iepurilor sunt osos, adică format din oase, muscular, format din mușchi, nervos, digestiv, respirator, circulator, excretor și reproducător. Ele îndeplinesc funcțiile de relație, de nutriție și de reproducere. Deși atât de diferite ca structură și funcții, sistemele de organe sunt strâns legate între ele, formând un tot, organism animal. Unde trăiește iepurile? Iepurile este întâlnit de la câmpie până în zona alpină. Pentru a trăi, iepurile, ca orice ființă vie, ia din mediu hrană și oxigen, pe care le transformă în substanțe proprii organismului și în energia necesară creșterii, dezvoltării, reproducerii. Acesta este un iepure de câmp. Organismul iepurelui funcționează în strânsă legătură cu mediul de viață. El nu poate trăi în afara acestuia. Să reținem. La iepure, celulele, țesuturile, organele și sistemele de organe alcătuiesc un tot, organism animal. Organismul animal funcționează în strânsă legătură cu mediul de viață. Capitolul 4. Sistemul osos, sistemul muscular și sistemul nervos, mișcarea și sensibilitatea. Să observăm ce formează oasele din corpul iepurului. Care sunt principalele părți ale scheletului? Ce rol are scheletul? Aceasta este alcătuit din coloana vertebrală, coaste, stern, cutie craniană, maxilar interior, maxilar superior, oasele membrelor anterioare și oasele membrelor posterioare. Acesta este sistemul osos al iepurelui. Totalitatea oaselor din corpul unui animal formează sistemul osos. Oasele legate între ele prin articulații și așezate în poziție naturală formează scheletul. Principalele părți ale scheletului iepurelui sunt scheletul capului format din cutia craniană și oasele feței, scheletul trunchiului alcătuit din coloana vertebrală formată din oase numite vertebre, coaste și stern, osul pieptului. În dreptul pieptului, coastele se prinde coloana vertebrală. Coastele împreună cu coloana vertebrală și cu sternul formează cutia toracică. Scheletul membrelor anterioare și al membrelor posterioare. Scheletul susține corpul și protejează unele organe interne. Cutia craniană adăpostește creierul. În cavitatea toracică se găsesc inima și plămânii. În canalul coloanei vertebrale, format prin alăturarea vertebrelor, se află măduva spinării. Animalele care au coloană vertebrală formează grupul vertebratelor. Iepurele este un animal vertebrat. Ce ați văzut că se găsește sub pielea iepurelui disecat? Sub pielea animalului se găsesc mușchii care se prinde oase prin capetele lor. Totalitatea mușchilor unui animal formează sistemul muscular. Mișcarea animalului se datorează proprietăților mușchilor lui de a se contracta. Membrele posterioare, mai lungi și mai puternice decât cele anterioare, îi permit iepurelui să realizeze mișcări variate și rapide. Din ce este alcătuit sistemul nervos? Care sunt organele de simț ale iepurelui? Ce rol au ele? Creierul, encefalul, măduva spinării și nervii alcătuiesc sistemul nervos. Creierul și măduva spinării sunt în legătură cu celelalte organe ale corpului prin nervi. Organele de simț, ochii, urechile, limba, nasul și pielea primesc informații din mediu și le transmit creierului, unde se transformă în senzații de văz, de auz, de gust. Cum reacționează iepurele la vederea unei vulpi? Creierul primește informația de la ochi, fiind avertizat de prezența vulpii. Uitați vulpea care urmărește iepurele. Ce ochi are iepurele? Prin intermediul măduvei spinării, creierul comandă mușchilor să se contracte, determinând reacția animalului. La vederea vulpii, iepurele fuge. În acest fel, iepurele se apără de dușmani. Sistemul osos, sistemul muscular și sistemul nervos stabilesc legătura organismului cu mediul. Ele îndeplinesc funcțiile de relație.
mișcarea și sensibilitatea. Să reținem. Prin funcțiile de relație se stabilește legătura animalului cu mediul. El asigură orientarea și adaptarea acestuia la condițiile schimbătoare ale mediului. Funcțiile de relație sunt îndeplinite de sistemele osos, muscular și nervos. Capitolul 5. Sistemul digestiv și digestia. Ce este fotosinteză și ce importanță are pentru viața animalelor, a plantelor, a animalelor și a omului? Ce este seva elaborată, prin ce circulă ea și la ce folosește plantelor? Cu ce se hrănesc animalele cunoscute de voi? Care dintre ele sunt erbivore, care sunt carnivore, dar omnivore? Păi aparent, noi oamenii suntem omnivori, ne putem încadra un pic în animale, deoarece se zice că evoluăm din maimuțe. Ok, haideți să lăsăm întrebarea asta, că e puțin cam poc. Bine, să observăm. Ce preferă să mănânce iepurele? Dacă ați văzut un iepure rozând un morcov, spuneți ce fel de mișcare execută în maxilarul inferior. Câte feluri de dinți are iepurele? Ce rol au ei? Hrana iepurelui este vegetală. El se hrănește cu morcov, sfechilă, pătrunjel, salată, varză, trifoi, etc. Trifoi? Mâncă cumva trifoi? Înseamnă că e norocos, de-aia are piciorul ăla norocos al lui. Paște ierburi și ronțe, legumele din grădinile de răzar zavat. Deci e și hoază un pic. Când câmpul este acoperit de nea, roade scoarța copacilor tineri. În timp ce iepurile roade, maxilarul inferior, mandibula, singurul os mobil al feței, se mișcă dinainte, înapoi și lateral. În fața, atât de pe maxilarul superior, cât și pe mandibulă, sunt situați câte doi dinți, numiți incisivi. În spatele incisivilor de pe maxilarul superior se mai găsesc doi incisivi foarte reduși. Fermează un loc gol, numit bară, apoi măselele. Incisivii sunt lungi și curbați. Vârful lor ascuțit are formă de daltă. Cu ajutorul lor, iepurile roade hrana. De se tocesc, incisivii rămân de aceeași lungime, deoarece cresc continuu. Într-o săptămână, ei cresc cu aproximativ 3 mm. Dacă mi-ar crește și mie așa dinții, cred că i-aș avea cât un maimut. Măselele au pe suprafața lor lată creste transversale care, în timpul mestecării, se freacă una de alta. Dinți și măselele sunt adânc fixate în maxilare. Deci înseamnă că nu le cad dinții. Bă, ce norocoși, măi! Și au și piciorul ăla norocoșul lor. Observați pe iepurile disecat organele care alcătuiesc sistemul digestiv. Dacă atunci când ați realizat disecția, a secționat transversal stomacul și intestinul subțire. Aici este fața iepurului atunci când, uitați hrana, morcovul, el prin gură mestecă și le... În gură, hrana roasă cu incisivii este mărânțită cu ajutorul măselelor, este imbibată cu saliva produsă de glandele salivare și apoi înghițită cu ajutorul limbii. Hrana ajunge în faringe, apoi în esofag. În stomac, hrana este depozitată temporar, tip în care suferă unele transformări, sub acțiunea mușchilor stomacului. La microscop ați văzut că pereții stomacului sunt alcătuiți din fibre musculare netede și a sucului gastric, produs de glandele gastrice situate în mucoasa ce căptușește stomacul. În intestinul subțire, lung de aproximativ 3 metri, se varsă sucul produs de ficat, numit fiere, și sucul pancreatic, produs de pancreas. Sub acțiunea acestora, ca și a sucului intestinal, produs de glandele situate în pereți intestinului, hrana se transformă în complet într-un lichid bogat în substanțe hrănitoare pentru organism. În intestinul gros, din resturile de hrană netransformate, se formează materiile fecale, excrementele, care se elimină prin anus. La iepure, intestinul gros începe cu o parte înfundată, bine dezvoltată datorită hranei vegetale, numită cecum. Acesta se întâlnește la majoritatea animalelor care consumă hrana vegetală. Unde
ajung substanțele hrănitoare la nivelul intestinului subțire. Substanțele simple, rezultate din transformarea hranei, străbat pereții intestinului subțire și trec în sânge, care le transportă la toate organele corpului pentru a le hrăni. Totalitatea transformărilor pe care le suferă hrana se numește digestie. Organele care contribuie la digestie alcătuiesc sistemul digestiv. Structura fiecărui organ digestiv corespunde funcției pe care acesta o îndeplinește. Sistemul digestiv cuprinde tubul digestiv, gură, faringe, esofag, stomac, intestin subțire și intestin gros și glandele anexe, atașate în tubului digestiv, glandele salivare, ficatul și pancreasul. Să reținem, după modul de hrănire, iepurele este un animal rozător. Din hrana consumată de iepure, în urma transformărilor care au loc în gură, stomac și intestinul subțire, rezultă substanțele care hrănesc organismul. Digestia este realizată de sistemul digestiv. Capitolul 6. Sistemul respirator și respirația. Iepurele, închis într-un vas în care nu se mai pătrunde aer, după câteva secunde dă semne de sufocare, deoarece nu mai există oxigen. L-a fost consumat iepure pentru respirație. Dioxidul de carbon eliminat de iepure prin respirație tulbură apa de var, care la început era limpede. Pentru a trăi, iepurele, ca orice ființă, are nevoie de aer. Acesta este absolut necesar respirației. În lipsa lui, animalul moare. Observați cutia toracică a unui iepure, a unei pisici sau a unui câine în timp ce stau liniștiți. Cutia toracică a animalului se umflă și se dezumflă regulat. El respiră. Când cutia toracică a animalului se ridică, volumul acesteia se mărește și aerul încărcat cu oxigen pătrunde în plămâni. Acesta este inspirația. Și aerul încărcat cu dioxid de carbon se elimină din plămâni. Acesta este expirația. Iepurile respiră de aproximativ 50 de ori pe minut. Wow! Ritmul respirator crește în timp ce iepurile aleargă, pentru că organismul are nevoie de mai mult aer, dar scade în timp ce animalul stă liniștit sau doarme. Unde se găsesc plămânii? Dacă după ce ați disecat iepurile, suflați cu ajutorul unui top de sticlă introdus în trahee, ar în plămâni, ce observați? Plămânii au aspect buretos și sunt de culoare roz. Se găsesc în cavitatea toracică și cuprind între ei inima. Aerul ajuns în plămâni mărește volumul acestora. Pentru a înțelege cum ajunge aerul la plămâni, urmăriți drumul acestuia, trasat de desen prin săgeți. Puneți o bucățică de plămâni în apă. Ce observați? Aerul care pătrunde prin fosele nazale trece în faringe, laringe și ajunge în trahee. La nivelul plămânilor, trahea se ramifică în două bronhii, fiecare intrând în câte un plămân. Aici, bronhiile se ramifică din ce în ce mai mult. Cele mai fine ramificații ale bronhiilor dau naștere sacilor pulmonari, ai căror pereți prezintă alveole pulmonare. Datorită sacilor pulmonari, plin cu aer, plămâni sau sunt ușori, ei plutesc pe apă. Înțepați cu un balon umflat puțin. Ce se întâmplă cu pereții balonului pe măsură ce aerul iese din el? Alveolele pulmonare cu pereți foarte subțiri, ele sunt înconjurate de vase de sânge. Aici se realizează schimbul de gaze. Oxigenul din alveolă trece în vasul de sânge, iar dioxidul de carbon trece din vasul de sânge în alveolă, de unde este eliminat prin expirație. La sfârșitul inspirației, pereții alveolelor sunt întinși, deoarece ele sunt pline de aer. La sfârșitul expirației, pereții alveolelor se cutează, așa cum sunt și pereții balonului care se golește de aer. Organele care realizează respirația alcătuiesc sistemul respirator. El cuprinde căile aeriene, foze nazale, faringe, laringe, trahee și bronhii și plămâni. Structura fiecărui organ corespunde funcției pe care o îndeplinește. Sângele transportă oxigenul de la nivelul alveolelor la inimă și de aici la toate celulele corpului. La celule mai ajung și substanțele hrănitoare de la nivelul intestinului subțire, ele fiind transportate tot de sânge. Aici o parte din substanțele hrănitoare este folosită la formarea de noi celule. O altă parte arde în prezența oxigenului, eliberând energia necesară vieții animalului, dioxidului de carbon și alte substanțe toxice pentru organism. Dioxidul de carbon este transportat din sânge la plămâni, de unde este eliminat. Să reținem! Aerul este necesar respirației. În lipsa lui, animalul moare.
Respirația este realizată de sistemul respirator. Sângele transportă oxigenul de la plămâni la celule și dioxidul de carbon de la celule la plămâni. Sistemul circulator și circulația. Capitolul 7. Unde ajung substanțele hrănitoare de la nivelul intestinului subțire, dar oxigenul de la nivelul alveolelor pulmonare? Unde se găsește inima? Ce formă are? Ce găsesc în interiorul inimii? Ce caracteristici are sângele? Inima se găsește în cavitatea toracică între cei doi plămâni, al formă de pară și pereți musculoși. În interiorul inimii se găsesc 4 cămărețe, 2 atri și 2 ventricule. Sângele este un lichid de culoare roșie, format dintr-o substanță fundamentală, plasmă și din globule roșii și albe. Urmăriți pe desen drumul parcurs de sânge în corpul iepurelui. Prin contracție, inima împinge sângele în vasele de sânge, vasele prin care sângele pleacă de la inimă. Este inima formată din cei doi atri și cei doi ventriculi. Acesta este sistemul circulator. Uitați celulele. Prin contracție, inima împinge sângele în vasele de sânge. Vasele prin care sângele pleacă de la inimă se numesc artere, iar cele prin care sângele se întoarce la inimă se numesc vene. Din ventriculul stâng, sângele este împins în artera aortă, care formează ramificații din ce în ce mai fine, numite capilare, până la toate organele corpului. La nivelul celulelor, sângele cedează oxigenul și substanțele hrănitoare. Se încarcă cu dioxid de carbon și produce și rezultați din activitatea acestora și apoi se întoarce prin vene natriul drept. Aceasta este circulația mare. Natriul drept, sângele ajunge în ventriculul drept și apoi prin artera pulmonară la plămâni. La nivelul capilarelor pulmonare, care înconjoară alveolele pulmonare, sângele lasă dioxidul de carbon, se încarcă cu oxigen și apoi prin venele pulmonare revine natriul stâng. Aceasta este circulația mică. În natriul stâng, sângele trece în ventriculul stâng, deci sângele circulă continuu în același sens. Circulația sângelui se realizează prin sistemul circulator, alcătuit din inimă și vasele de sânge. Capitolul 8. Sistemul excretor și excreția. Ați văzut pe iepurile disecat unde se găsesc rinichii? Ce formă au ei? Rinichii se găsesc în abdomen, de o parte și de alta a coloanei vertebrale, în regiunea șalelor. E o formă a unor boabe de fasole și sunt de culoare roșie ciocolatie. După cum ați învățat, în urma arterilor care au loc în celule rezultă, pe lângă energie și substanțe toxice pentru organism. O parte din aceste substanțe se elimină prin plămâni. Dioxidul de carbon, cea mai mare parte a substanțelor toxice, ajung la rinichi, fiind transportate tot de sânge și împreună cu surplusul de apă, formează urina. Din rinichi, urina trece în două canale foarte lungi, numite uretre, care se deschid în vezica urinară. De aici, urina este eliminată la exterior, prin uretră, care, dacă substanțele toxice s-ar acumula în organism, animalul ar muri. Eliminarea substanțelor toxice rezultate în urma arderilor de la nivelul celulelor se numește excreție. Organele care realizează excreția formează sistemul excretor. El este format din rinic și din organe de conducere și eliminare a urinei, uretere, vezică urinară, uretră. Structurul fiecărui organ care realizează excreția corespunde rolului pe care acesta îl are. Sistemele digestiv, respirator, circulator și excretor realizează hrănirea organismului și eliminarea substanțelor nefolositoare acestuia. Ele îndeplinesc funcțiile de nutriție, hrănire. Când aceste funcții, digestia, respirația, circulația sângelui și excreția încetează, iepurile moare. Ele sunt funcții vitale. Să reținem. Sângele transportă substanțele hrănitoare și oxigenul către toate celulele corpului. Iar de la acestea duce substanțele toxice la plămâni și rinichi pentru a fi eliminate. Sistemul circulator este format din inimă și vase de sânge. Sistemul excretor este alcătuit din rinichi și organe și conducere și eliminare a urinei. Funcțiile de nutriție asigură întreținerea vieții, precum și creșterea și dezvoltarea organismului animal. Asta a fost tot pe ziua de azi, copii. Mai avem sistemul reproducător și reproducerea. Dar la acest
sistem, nu o să vă arăt imagini. Deci, o să continuăm lecția. Unde se găsesc organele reproducătoare în corpul iepurilor? Animalul pe care l-ați disecat era femelă sau mascul? Din ce este alcătuit organul reproducător femeiesc, dar cel bărbătesc? Dacă iepurile disecat a fost femelă în apropierea rinichilor, ați observat două organe, glande, numite ovare, de culoare alb-roz, cu suprafața ușor neregulată. Fiecare ovar se deschide printr-un canal în uterul bifurcat. Ovarele produc ovule, celule femeiești. Ca toate celulele, ovulul este alcătuit din membrană, citoplasmă și nucleu. Citoplasma ocupă cea mai mare parte a celulei. Ovulele de formă sferică sunt mari, mai mari decât ale celulei ale corpului. Ele se pot vedea cu ochiul liber. Masculul are două organe glande numite. Ele se găsesc în afara abdomenului într-o pungă. În anumite condiții, frică amenințare când iepurile aleargă, se pot retrage în abdomen. Datorită acestui fapt, la iepure se stabilesc foarte greu. Trec peste partea asta, deci nu. Aoleu. Testiculele produc spermatozoizi, celulele sexuale bărbătești. Spermatozoizii au dimensiuni mult mai mici decât ovulele. Cu ajutorul cozii lungi, ei se pot mișca cu ușurință lichidul care îi înconjoară. Mamă! Când iepurii ajung în maturitate, se pot împerichea. Spermatozoizii ajung prin mișcările cozii în canalul în care ovarul elimină ovulele. Dacă spermatozoizii întâlnesc ovulul, unul din ei se contopește cu acesta. În urma contopirii celor două celule sexuale rezultă celula ou. Aceasta este fecundarea. Celula ou se fixează în peretele uterului și dă naștere embrionului, care prin diviziuni repetate se transformă apoi în făt. Pentru că ovarul iepuroaicei eliberează în același timp câte 26 ovule. Din fiecare ovul fecundat se vor dezvolta 26 celule ou care vor da naștere la tot atâția embrioni. Aceștia primesc hrana adusă de sânge din corpul iepuroaicei, printr-un organ de legătură care se formează între uter și embrioni. Acestea sunt etapele de reproducere la iepure. Aici, spermatozoizii ajung la ovul prin canalul de legătură și prin ovar. Spermatozoizii în uter sunt aceștia. Aici sunt acestea sunt iepurașii care nouă ne plac cel mai mult și ne place să-i smotocim de fiecare dată. Sau pentru unii mâncăm de Paști. Aceasta este prima etapă, celula ou, mai bine zis. Iar aici sunt iepurașii noștri preferați, dormind, când sunt puișori. Nu ne scoți. În funcție de rasa iepurilor, după 28-34 de zile de la fecundare, iepuraica fată sau naște. La naștere, puii sunt neputincioși și nu au ochi încă deschiși. Ei își continuă dezvoltarea într-un culcuș, unde sunt alăptați de către iepuroaică. Culcușul este făcut din iarbă și din părul, acesta provine de pe pântecele mamei. După 4 luni, puii ajung la maturitate și se pot reproduce. Bă, ce rapid! Animalele care nasc pui și hrănesc cu lapte produs de mamele se numesc mamifere, adică purtătoare de mamele. Iepurile este un mamifer. Și nu este mamifer, iau. Organele care îndeplinesc funcția de reproducere formează stemul reproducător. Între funcțiile de relație, nutriție și reproducere care se desfășoară în organismul unui animal, există o strânsă legătură. Ele nu se pot desfășura izolat. Pentru ca iepurile să ajungă la maturitate, când devine capabil de înmulțire, el trebuie să se hrănească. Iar pentru acesta trebuie să găsească hrana. Să reținem, la maturitate iepurii se pot reproduce. Funcția de reproducere este realizată de sistemul reproducător femeiesc și bărbătesc. Ok. Asta a fost tot pe ziua de azi. Ok. Să recapitulăm. Structura și funcțiile organismului unui mamifer. Ce a determinat creșterea și dezvoltarea iepurului? De ce spunem că iepurile este un organism viu?
Pentru a putea răspunde la aceste întrebări, să recapitulăm împreună. Denumirea funcțiilor organismului animal. A. Funcțiile de relație, scară și sensibilitatea. B. Funcțiile de nutriție, hrănirea, respirația, circulația sângelui și excreția. Nu putem să vedeți că da, încurge, o cum. Și I. Și gata. Funcțiile de reproducere. Nu. Sistemele de organe care realizează funcțiile. Sistemul osos, sistemul muscular și sistemul nervos. Sistemul digestiv, sistemul respirator, sistemul circulator și sistemul excretor. Sistemul reproducător, femeie și bărbătesc. Importanța funcțiilor. Stabilesc legătura organismului cu mediul, asigurând adaptarea acestuia la condițiile de viață. Întrețin viața animalului, asigurând creșterea și dezvoltarea acestuia. Asigură înmulțirea animalelor ajunse la maturitate. Verificați-vă cunoștințele și dați un coment, un like sau un share dacă v-a plăcut ceea ce v-am spus eu. Și scrieți-mi în comentarii o celulă dintr-un organism pluricelular poate fi considerat un organism unicelular? Explicați! Prima temă. Scrieți. Prima temă, o celulă dintr-un organism pluricelular poate fi considerat un organism unicelular. Ok. A doua. Recunoașteți ce reprezintă... Recunoașteți ce reprezintă imaginea. Aceasta este imaginea. La care animale întâlnește sud? Înlocuiți semnele de întrebare cu răspunsurile voastre. Să nu uitați de domnul profesor Stefano, care v-a dat aceste teme frumoase de la Rotă Succes. Ok, dați like, subscribe, share sau comment dacă v-a plăcut acest videoclip. Așa că ne vedem în episodul următor de Rotă Succes! Și să alegeți răspunsurile corecte! Și exprimați într-o frază conținutul imaginii de pe pagina de prezentare a capitolului 2. Miau. Să rezolvați aceste exerciții, să vă uitați, dați-mi un pic așa înapoi cu toată lecția care am citit-o și vedeți imaginile. Mereu să fiți pe roatul succes. Yeah. Ai carte, ai parte. Și dacă n-ai carte, ai și ora. Thank you.